noapte, ploaie, pe drum, la datorie, deci o vreme numai bună de făcut un film. Un film pe o temă pe care vroiam să fac mai de mult. Un clip și să-l postez pe canalul meu. Foarte multe persoane mă întreabă atât în comentariile de la filmele mele, cât și în privat, prin diverse mijloace, telefonic, pe WhatsApp, pe mail, ba chiar și personal, când vin la mine în curte cu vreo treabă, mă întreabă destul de des un anumit lucru, și anume cum să facem să ne ouă păsările și cum să facem să cadă cloști. Este una dintre cele mai dese întrebări, sau sunt două dintre cele mai dese întrebări pe care le aud de la foarte mulți oameni. Și decât să stau să explic la fiecare parte, deși am făcut-o de numărate ori, mai bine, uite, fac un film pe care îl postez pe canalul meu, un stil caracteristic, adică noapte nu se vede nimic, dar voi mă auziți, așa că e suficient. Și dacă vă place filmul, o să-mi scrieți în comentarii, iar dacă nu, poate totuși va ajuta pe cineva la un moment dat și nu va fi postat degeaba. Trebuie să plecăm, ca să putem să răspundem în mod corect la aceste două întrebări, trebuie să plecăm de la premisa că păsările de curte, păsările sălbatice, nu contează, deci păsările în general vorbind, sunt niște ființe vii, niște organisme vii. Deci ele nu sunt niște programe pe calculator pe care noi să le putem programa, să le putem seta să facă anumite lucruri. Ele fac anumite lucruri atunci când organismul le dictează că este vremea să facă. La o pasăre femelă, ouatul este la fel de natural ca și respiratul, spre exemplu, da? O pasăre femelă, ouă, nu atunci când vrem noi și cât vrem noi, ouă atunci când organismul ei îi spune că este pregătită. În primul rând, pentru a începe o femelă, o pasăre femelă, trebuie să fie matură din punct de vedere sexual. Da? Adică nu putem să cerem unei gâște, spre exemplu, să înceapă ouatul la 6 luni. Nu putem să cerem unei rațe de șes să înceapă ouatul la 5 luni. V-am dat două exemple. Da? La întâmplare. Deci în momentul în care s-a maturizat, pasărea în mod natural începe ouatul. De ce? Pentru că ouatul face parte din comportamentul de reproducere. Toate ființele vii, toate organismele vii, toate animalele vor să se reproducă, să perpetueze specia. Este un instinct primordial al fiecărui animal în parte. Și atunci, în momentul în care a ajuns la vârsta optimă, deci la maturitate sexuală, pasărea începe să depună ouă. Mă refer acum în tinerețea ei. După aceea, va depune ouă în fiecare sezon de reproducere. La păsările sălbatice lucrurile sunt mult mai simple, pentru că ele depun multe sau foarte multe dintre ele o singură pontă pe an. Pontă înseamnă numărul total de ouă pe care le depun într-un an, într-un sezon, da? Unele pot depune și două ponte pe an, altele pot depune chiar trei ponte pe an. Sau poate unele, cazuri mai rare, chiar patru ponte pe an. Dar la păsările domestice, deja prin selecția pe care omul a făcut-o, nu mai vorbim de pontă. Pentru că la ele, sau, mă rog, putem să vorbim și de pontă, dar o pontă lărgită. Pentru că omul a făcut selecție la păsările domestice pentru a obține cât mai multe ouă. Mai ales la găină și la rață. Prin urmare, ca să răspund foarte pe scurt la întrebare, când va începe o pasăre să ouă, numai Dumnezeu știe. Nu poate să vină cineva, sau dacă există cineva care vine și vă spune, domnule, cam într-o lună începe să ouă, persoana respectivă se hazardează sau minte sau este necunoscătoare. Nu poți să știi exact când începe o pasăre să ouă. Ea va începe să ouă în momentul în care organismul îi spune că este pregătită. De ce? Pentru că ouatul la o pasăre presupune foarte multe resurse din partea organismului. Foarte multe resurse. Pasărea trebuie să fie sănătoasă, da? Să aibă o greutate optimă, să fie normoponderală, nu subponderală, adică nu slabă, da? Și să aibă și condiții propice.
O să vină unii acum și o să spună, păi da, domnule, da, găinile mele au mâncare la discreție, sunt sănătoase, eu le fac tot ce are nevoie, da? Și cu toate astea nu o. Însă, trebuie analizat fiecare caz în parte, pentru a putea răspunde cât de cât cu exactitate. Cât de cât exact cu exactitate nu răspunde nimeni niciodată. Cât de cât. Vine odată cineva la mine, vă dau niște exemple personale. Vine odată cineva la mine și cumpără niște boboși de rață. Și îmi spune, domnule, cum faceți, domnule? Celebra întrebare. Da, cum faceți, domnule, să ouă și să cadă cloș? Că uite, eu am acasă și rațe și gâște și... Nu, și rațe și găini. Și nu-mi iau niciuna și nu cade niciuna cloșcă. Și îl întrebă omule, unde le ții? Păi îmi explică, omul are un coteț și un țarc. Da? Bun. Câte păsări ai? Nu mai știu, să zicem că avea 10 găini și 5 rațe. Vă dau un exemplu, nu mai știu. Ai cuiburi la ele? Da. Câte ai? Păi o lădiță. Cum, frate, o lădiță? Ai zis că ai 10 găini și 5 rațe. Cum să ai o lădiță? Organismul, într-adevăr, trebuie să fie pregătit, pentru că altfel nu vă ouă niciodată. Dar trebuie să fie și stimulat. Ori pasărea este stimulată să înceapă ouat în momentul în care a intrat în sezonul de reproducere. În cazul nostru, în momentul în care s-a încălzit vremea. Da? Lumina și temperatura exterioară sunt cele care declanșează ouatul la păsările domestice care sunt crescute așa cum le creștem noi, în sistem extensiv se numește. Nu vorbim de sistemul intensiv. Sistemul intensiv este sistemul de fermă. Acolo temperatura se reglează, acolo lumina se reglează. Deci în hala de producție, indiferent că sunt crescute găinile în baterie sau la sol, pe baterie sau la sol, da? Fermierul reglează atât programul de lumină, cât și rețeta de furajare și temperatura din adăpost, astfel încât să obțină producție maximă de ouă de la păsările lui. Dar nu e cazul. Noi le creștem afară. Și atunci Dumnezeu este cel care reglează prin succesiunea anotimpurilor atât intensitatea luminii, cât durata și intensitatea luminii. În sensul că spre primăvară ziua începe să crească, noaptea începe să se micșoreze, temperatura crește și hrana devine din ce în ce mai diversificată. Pentru că îi spuneam cuiva într-o seară acum, cred că chiar aseară, unui abonat de pe canal, un tip foarte simpatic, zice, tot așa m-a întrebat, domnule, cum fac să-mi iau niște găini? Păi zic, odată ce a venit primăvara, chiar și ținute într-o curte destul de micuță, deci nu, atenție, nu închise pe boxă, chiar și ținute într-o curte mică, păsările încep să diversifice alimentația. De ce? Pentru că trece în zbor o muscă. Ele au prins-o și au mâncat-o. Scurmă, apar râmele, scurmă și mănâncă, da? Inclusiv dacă o să urmăriți, mănâncă inclusiv petale de flori. Deci înflorește zarză, nu da? Sau corcodușul, cum îi se mai spune în alte zone. Și cad petalele. În prima parte a sezonului de înflorire la zarză, găinile vor mânca petalele, unele dintre ele vor mânca petale de flori. Unele mănâncă chiar muguri, inclusiv muguri de salcie. Și nu mai găini, vorbim de rațe, vorbim de gâște, vorbim de curci, bibirici. Da? Noi le dăm iarbă, începe să iasă iarba, să crească iarba, smulgem iarbă și le aruncăm iarbă dacă n-au ele o curte înierbată. Dacă au o curte înierbată, cu atât mai bine. Își vor aduna ele tot felul de substanțe nutritive de care au nevoie, dar și dacă nu au o curte mare și înierbată, le dăm noi. Sau așa ar trebui să le dăm noi, da? Deci alimentația s-a diversificat, organismul începe să primească vitamine, minerale, calciu, atenție, calciu. Atenție, am mai spus eu, da? Când vorbeam despre ou, calciu. Și atunci se declanșează instinctul de ouat. Prin cumularea acestor factori. Crește ziua, crește temperatura, alimentația se diversifică. Pasărea știe că a intrat în sezonul de reproducere și începe să ouă. Dar pentru asta mai are nevoie de ceva. Sunt oameni care țin toată viața niște găini pe boxă. Deci într-o boxă. Dom'le, că sunt găini de rasă și vreau să se corcească și vreau să obțin pui de rasă pură, corect, așa cum se cresc găinile de rasă, da? Și ei le țin într-o boxă. Și spun, dar de ce, dom'le, crescătorul cu tare are rezultate într-o boxă cu aceeași dimensiune și eu nu am? Păi ați întrebat cumva crescătorul cu tare ce le dă să mănânce? Ia vedeți voi, nu cumva crescătorul cu tare, din momentul în care a ieșit din iarnă sau din momentul în care începe să termine iarna, trece găinile lui pe un furaj de ouătoare? Vă dau un exemplu.
Versele Laga are o gamă foarte interesantă de... Și atenție, să nu creadă cineva că fa reclamă, Doamne ferește. Nu fa reclamă nimănui pentru că n-am niciun interes. Nu mi-a dat nimeni un leu vreodată ca să fa reclamă. Spun mereu despre versele Laga pentru că eu folosesc versele Laga la mine în gospodărie, da? Dar la fel de bine poate fi Mifuma, Babolna, Deuca sau furaje din astea mult mai simple. Vă dau un exemplu, până acum câțiva ani, nu vă gândiți că eu am folosit versele Laga de când cresc eu păsări, nici pomenală, Doamne ferește, nici nu era la un moment dat versele Laga în România. Până acum câțiva ani eu am folosit Salvafort, se numește. Salvafort are o fabrică aici în Crevedia, și, deci în Dâmbovița, lângă București, și eu foloseam Salvafort. Salvafort are și el gamă de, pentru pui de găină, pentru urațe și gâște, pentru găini outoare, preperițe și așa mai departe, porci, viței, etc. Deci nu cumva crescătorul ăla care are rezultate a început cu ceva vreme înainte, n-a așteptat să înceapă găinile să ouă, ci el le-a pregătit intrarea în oat și a început să le dea furaj de outoare. Și nu mă refer aici la furajul ăla foarte, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, agresiv, care forțează păsările. Eu nu sunt de acord cu furajul de outoare, atenție. Nu sunt de acord. Dacă vreți, discutăm o dată despre chestiunea asta, dacă interesează pe cineva, cum furajul de outoare poate să producă peritonită de gălbenuși, care e foarte periculoasă și care îți poate decima în câteva zile întreg efectivul de păsări. Eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt de acord cu alimentație diversificată, dar pe cale naturală. Nu furaj de outoare. Însă, există furaj de outoare de la diverse firme care nu forțează foarte tare păsările. Da? Care, să zicem așa, le stimulează, dar fără să fie excesiv. Și atunci, de asta crescătorul respectiv are rezultate. Dar noi, dacă toată iarna, le-am ținut într-o boxă mică, le-am dat grâu și porumb. Vă dau un exemplu. A venit primăvara, da? A crescut temperatura, a crescut ziua, deci lumina e mai multă în timpul zilei. Dar noi nu diversificăm cu nimic. Dăm în continuare grâu și porumb. Și spune, domnule, nu ouă. Păi de unde să ouă? Am lăsat noi pasărea aia să se pregătească pentru intrarea în oat? N-am lăsat-o. I-am oferit condiții? Nu. O ținem închisă. Ia lăsați voi găinile libere prin curte, chiar și alea care sunt de rasă, nu știu ce, și le țineți voi pe oxe. Dați-le drumul prin curte. Faceți un experiment. Ia dați-le, domnule, drumul libere. Lăsați-le să vedeți cum ciubulesc ele. O muscă, o râmă, o petală, un mugure, un fir de iarbă. Și să vedeți cum o să intre în oat găinile mult mai repede decât v-ați imaginat. Încă o chestiune. Cei care creșteți păsări de rasă, vedeți că la păsările de rasă uzura organismului intervine mult mai repede decât la păsările din astea țărănești, da? Adică, nu te aștepta ca de la o găină de brahma de 5 ani, spre exemplu, să mai obții nu știu ce producție de ouă. Pentru că păsările de rasă pură sunt obținute mai devreme sau mai târziu și prin niște consanguinizări destul de strânse. Ca la orice rasă, de altfel. Ori consanguinizările astea destul de strânse, printre alte efecte, au și efect de a scădea foarte mult viabilitatea organismului și multe alte lucruri. Deci la mine în curte o găină țărănească o până la nu știu câți ani și la 5 ani o foarte bine încă. Foarte bine după standardele mele, sigur că nu cer să-mi facă 250 de ouă, da? Dar o brahma de aceeași vârstă s-ar putea să nici nu mai fie în viață. Nu numai că nu mai ouă, sau ouă un an, un ou azi, unul mâine. Deci pretențiile pe care le avem de la păsările de rasă sunt mai mici decât pretențiile, odată cu înaintarea în vârstă mă refer, decât pretențiile pe care le avem de la păsări comune, păsări țărănești. Deci, nu uitați, alimentație diversificată, pregătire pentru oat. Încă o chestiune, când v-ați apropiat de începerea sezonului, dar primăvara începe sezonul până la urmă. O să spun, păi da, domnule, dar ouăle, găinul, ouă și iarna. Da, în funcție de cum au atins maturitatea sexuală. Asta spuneam. Deci dacă găina a fost scoasă de vreme și a atins maturitatea sexuală, ea poate să înceapă și iarna. De fapt, foarte multe puici încep iarna. Dar eu vorbesc despre toate păsările acum, în general vorbind, nu doar despre găini. Deci odată ce păsărea a atins maturitatea sexuală, dacă are o alimentație potrivită, ea o să înceapă în mod natural, atunci când trebuie, la termen, ca să zic așa, ouatul. Încă o chestiune foarte importantă. Faceți deparazitare internă și externă la păsări? Pentru că dacă nu faceți, aveți o mare problemă. O pasăre care n-a primit deparazitare internă, primăvara și toamna are probleme. Pentru că apar viermi intestinali. Care ce fac?
îi consumă resursele. Degeaba îi dați voi o alimentație bogată dacă ea este plină de viermi. Toate substanțele nutritive pe care ea le acumulează din hrană vor fi consumate de către viermi și ea va fi în continuare o pasăre slăbită. E exact ca la câini, cei care creșteți câini, da? Sau la cai. Deci faceți de parazitare internă și externă. Nu mai vorbesc de aia externă, știm cu toții, apar paraziți, apar probleme, da? Insecte hematofage care mănâncă sânge și asta duce la slăbirea organismului. Ori în condițiile astea în care am făcut de parazitare internă-externă, în care oferim libertate, oferim hrană bună, da, păsării, diversificată, ea cu siguranță începe ouatul. Dacă întârzie începerea ouatului, așa cum aud la diverse persoane, atunci puneți-vă un semn de întrebare și gândiți-vă, care este cauza, nu trebuie să întrebați pe cineva, doamne, de ce nu începe, gândiți-vă voi, care este cauza? Dacă a venit primăvara, deci a crescut ziua, a crescut temperatura, da? Noi oferim hrană de bună calitate. Nu aia pe care am oferit-o toată iarna, ci, repet, hrană diversificată de bună calitate. Da? Îi dăm la dispoziție spațiu. Atunci n-are de ce să nu înceapă o oată. N-a început? Luați-o invers și gândiți-vă unde greșiți. Care sunt problemele pe care le întâmpinați? Ce aveți de rezolvat? Și cu siguranță se va remedia problema. Revin la exemplu cu acel băiat care a cumpărat bobocii de rață. Chiar dacă ați făcut toate lucrurile astea, de parazitate internă, externă, oferită hrană diversificată și așa mai departe, trebuie și stimulat puțin ouatul. Și spun pentru a nu știu câta oară, puneți-le la dispoziție cuiburi. Aveți 10 găini, puneți câteva lădițe la dispoziție, astfel încât ele să aibă posibilitatea să aleagă. Cuiburile, nu le puneți în mijlocul curții, în niște lăzi în mijlocul curții, pentru că pasărea, în mod instinctiv, va căuta niște locuri retrase, niște locuri ascunse. Ea face exact ce ar făcea și dacă ar fi în sălbăticie. Ați văzut voi o făzăriță să ouă pe asfalt sau să ouă pe marginea drumului? Își caută un loc retras, un loc întunecat, un loc între ierburi, prin mărăcini sau, știu eu, rațe sălbatice. Ați văzut că urcă uneori mustăză, salcie, în cuiburi vechi de cioară, în scorburi mari de salcie. Deci un loc protejat în care pasărea să se simtă protejată, să simtă că dacă depune acolo ouăle, nu o să vină un prădător care să îi le mănânce. V-am mai spus eu, găina nu e foarte inteligentă și cam toate păsările de curte, exceptând rața și gâsca, dar mai ales gâsca, gâsca e un Einstein între păsările de curte. Găina, curca, biblica, sunt păsări, sunt un fel de dinozauri cu pene, au creierașul mic și gândesc puțin. Acționează din instinct. Și atunci le punem la dispoziție, pe lângă tot ce am spus acum, le punem, repet, cuiburi în locuri ascunse. Da? În locuri unde să fie stimulate să ouă. Și lăsăm un ou în cuib. Și ca să nu se învechească ouul ăla și să aruncă la un moment dat, cumpărăm de pe piață pentru că se găsesc, costă 5 lei unul sau cât costă, cam așa ceva. Da? Sunt niște ouă de plastic pline, nu alea goale pe care le zboară vântul. Sunt niște ouă de plastic pline, au exact forma unui ou de găină, doar că sunt mai grele. Da, sunt pline, ca o minge de golf. Luăm un ou de plastic, îl punem în cuib și îl lăsăm în permanență acolo. Astfel încât găina ouă și știe că, ei nu-i mănâncă prădătorul ouăle. Deci cuibul și l-a ales bine dacă ea găsește în fiecare zi un ou acolo. Nu uitați, temperatură, lumină, spațiu, hrană de parazitări. Dacă ați făcut toate lucrurile astea, cu siguranță nu veți avea probleme cu începerea ouatului. Dar nu vă grăbiți! Văd pe YouTube acum o grămadă de oameni. Dom'le, am gâște, n-au început ouatul. De ce n-au început ouatul? Să facem ceva, ce să le fac? Întreabă oamenii, ce să le fac să înceapă ouatul? Omule, dacă ai gâște, care au atins maturitatea sexuală, cărora le oferi hrană bună, sper că nu le ții doar pe grâu și pe porumb, că atunci te miri degeaba deși n-au început ouatul, da? Cărora le oferi un bazinaș, o cădiță, un lighean în care să poată face baie și în care uneori să se poată călca, deși gâsca se calcă și pe uscat, da? Așteaptă! Nu poți să faci altceva, așteaptă! Și eu am gâște care au ouat în februarie și acum am boboci de o săptămână sau chiar mai mult, de când au eclozat, că eu am pus filmul puțin mai târziu. Bobocii sunt deja eclozați de cu câteva zile înainte să pun filmul, da? Și am în curte și gâște care nici măcar n-au început ouatul. Și iată, suntem în aprilie.
Am avut gâște care au început ouatul în mai. Nu există o rețetă. În funcție de rasă, în funcție de linie, în funcție de pasăre. Nu e matematic nimic. Nu spune undeva în manualul crescătorului de gâște, domnule, începând cu 15 februarie toate gâștile ouă. Nici pomenal, ar fi o prostie. Da? Poți lua, poți cumpăra gâște de la vecinul, le duci acasă, gâștele tale încep ouă, dar lui vecinul n-au început. De ce? Sunt N explicații. Sau din contră, ai cumpărat de la vecinul lui, au început ouă, au și căzut cloști, ai tăi la început. Păi lasă-le să se acomodeze. Dă-le timp să se acomodeze. Și vor începe. Nu e o problemă asta. Dar lasă-le timp la dispoziție. Clocitul. A doua mare întrebare. De ce nu clocesc păsările? Când clocesc păsările? În momentul în care pasărea a terminat de depus pontă, se declanșează instinctul de clocit. Gâsca românească. Vă dau un exemplu. A ouat 7-9 ouă. Cade cloșcă. E regulă. Da? Rața leșească, au ouat 20 de ouă, cade cloșcă. Curca, au ouat 15 ouă, cade. Vă dau niște exemple, poate să ouă 20 de ouă, poate să ouă 25 de ouă, nu știu. A terminat ponta, cade cloșcă. E regulă. Însă, pe ce nu cad la unii dintre voi? Câte cuiburi au pus la dispoziție? Unde sunt amplasate cuiburile? Sunt păsările de praestate intern și extern? Dacă s-au întâmplat toate lucrurile astea, da, le deranjează ceva pe cuib? Pentru că dacă voi aveți împreună puse găini, rațe, gâște, curci și așa mai departe, și locul pe care și-l ales o găină pentru a cloci, e locul pe care l-a ales și o gâscă, și gâsca se duce și o scoate în fiecare zi pe găină de pe cuib, deși tu nu știi lucrul ăsta, ea nu o să cadă cloșcă. Și atunci tu te întrebi, de ce nu cade găina cloșcă? Păi pentru că o deranjează gâsca, vă dau un exemplu. Deci lăsați-le în pace. Puneți la dispoziție tot ce au ele nevoie și vor oua la timp și vor cloci la timp. Vreți câteva mici secrete? Da. Cuiburi amplasate în locuri întunecoase. Începe să lăsați ouă în cuib atunci când le vedeți că se pregătesc. Dar pentru asta e ca la... Cum să vă spun eu vouă, astfel încât să nu pară că mă laud pe mine, că aș vrea să fie ultimul lucru pe care să-l fac. Pentru a crește animale trebuie să ai ochiul format. Nu oricine. Deținător de animale poate fi oricine. Crescător adevărat de animale este cel care are ochiul format. Ăsta, pur și simplu, l-ai sau nu. Sunt oameni care au ochiul format. Și care le văd, le simt că se pregătesc. Dar asta presupune să urmărești foarte atent comportamentul lor în fiecare zi și cu siguranță vei vedea că ceva s-a schimbat. Pasărea stă mai izolată, merge mai des la cuib, stă mai mult pe cuib, da? Scoate niște sunete specifice, nu se mai calcă. Asta înseamnă că se pregătește, a lăsat 2-3 fulgi în cuib. Asta presupune, da, începe să devină agresivă în zona cuibului. Și multe, multe alte astfel de semne înseamnă că se pregătește să cadă cloșcă. Păi când s-a pregătit să cadă cloșcă, atunci voi veniți, mai puneți câteva ouă în cuib, de încercare vedeți dacă a căzut, dacă n-a căzut, dacă stă, dacă nu stă cloșcă. Deci, exceptând temperatură, lumină, hrană de parazitări, da? Mare atenție la toate detaliile mici care fac diferența. Și oferiți-le spațiu și libertate. Vă dau un exemplu că deja e foarte, am înregistrat 20 ceva de minute, foarte mult. O să plictisesc pe mulți cu filmul ăsta. Aveam rațe alergătoare indiene, acum, nu știu, vreo 15 ani. Și auzisem eu că erau puține în România atunci. Și auzisem eu, domnule, cea mai ouătoare rasă de rațe. Și la mine nu ouă nimic. De ce? Pentru că în dorința mea de a le ține rasă pură și de a nu le corci cu rațe comune, eu le țineam închise. În momentul în care le-am dat libertate și am zis, gata, nu mă mai interesează, se pot corci cu ce vor ele, lasă-le libere. Imediat au început rațele mele să ouă. Un lucru foarte important și ăsta. Extrem de important. Libertatea. Oferiți-le libertate. Nu le țineți încât un coteț închise sau încât o boxă sau încât un țarc minuscul și așteptați de la ele producții record.
în condițiile de creștere extensivă, gospodărească. Repet, nu vă raportați la ferme, acolo lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Cum creștea bunica, bunicii noștri, cum creșteau ei păsările de curte? Că la ei în fiecare an păsările ouau și cădeau cloști pe temir pe unde? Le creșteau în libertate de plină. Aveau la dispoziție toată curtea, grădină, cu iarbă, cu grămada de bălegar unde mergeau și scurmau și scoteau de acolo gândecei, larve, râme, viermi și așa mai departe, da? Aveau la dispoziție tot felul de cotloane unde cădeau cloști. În podul grajdului, în podul șurei, într-o claie de fân sau într-o, sub un hambar, undeva într-o magazie, într-un coș uitat de bunica, într-un colț. Te miri pe unde cădeau cloști și ieșeau cu câte, ieșeau o găină cu 15 boboci sau o gâscă cu 7-80 boboci sau o rațveșească cu 15-20. Și ne gândim, bă, dar de ce mă la bunica se întâmplă asta? Pentru că bunica, la bunica toate lucrurile astea erau făcute ca la carte. Adică, primăvara, creștea ziua și temperatura, da? Primii doi factori. Alimentația se diversifica foarte mult. Păsările fiind libere mâncau foarte multă verdeață, insecte, râme, repet, da? Bunica începea să le dea tot felul de, poate le dea niște tărâțe calde sau le poate le dea știu eu ce altceva. Iarăși ce mai făcea bunica? Le punea la dispoziție cenușă din sobă ca să se scalde și în felul ăsta să se deparesteze extern. Da? Sau la exterior, mă rog. Ce mai făcea bunica? Le mai dea niște usturoi pisat sau le mai punea niște oțet în apă. Leacuri băbești. Cu usturoiul pisat sau cât un cățel băgat pe gât, făcea și o deparestare internă la păsări. Și multe, multe alte lucruri. Le oferea libertate și le oferea posibilitatea să aleagă locuri în care să-și facă cuiburi, le stimula să ouă și să clocească. Și de asta avea rezultatele pe care le avea. La mine, cei care au venit pe la mine știu, la mine păsările sunt libere. Atâta cât pot eu să le ofer, sigur că n-au hectare întregi la dispoziție. Și aleg locuri dintre cele mai diversificate. Ați văzut cloșca din sălbăticie și multe altele. De asta ouă bine și de asta cad cloști. Uite, acum plouă afară și le dorm într-o salcie. Asta este. E alegerea lor. Au la dispoziție boxe deschise în care se pot culca la adăpost. Ele vor să doarmă afară. Foarte bine. Nicio problemă. Le bate puțin ploaia, mâine dimineață se trezesc, se usucă, sunt sănătoase, penajul este bogat, penajul este usuros destul de bine, da? Se scutură de apa de peste noapte care a curs pe ele și sunt apte de treabă. Nu e niciun fel de problemă. Cam asta ar fi. E lung filmul și sper să nu plictisesc. Faceți lucrurile astea și fiți atenți la detalii dacă veți să aveți păsări care să ouă bine și care să vocească bine.